Amploime. N-ai ales că în ce-am de bușuchit, ai lel pe spala lor romneale, balam negere. Te ni mosare lângere că era manușa. Ni len pe spala sarerea aia, Dumitrache, si lipa la legiu li. Ca n-a țir de lendele ea ca sata e gherel fasonia aia. Dic este tol, băga boția borcaciu, gherel. Premiera spectacolului O noapte furtunoasă, adaptată în limba romilor, a avut loc în data de 16 septembrie 2010 la Teatru Masca din București. Piesa marelui dramaturg Ion Luca Caragiale va fi jucată în limba romanii și la Târgoviște, la Teatrul Municipal, în cadrul proiectului Parol Monșer, Caragiale în limba romanii. Am venit la Târgoviște, o să mergem la Galați, o să mergem la Craiova, o să mergem prin toată țara, la Iași, la Cluj, la Timișoara. Suntem, v-am zis, caravana cu teatru romanesc. Eu cred că ăsta e un început. E de ajuns că dumneavoastră ați făcut primul pas, e de ajuns că dumneavoastră umblați cu caravana acum în toate județele și eu cred că de la dumneavoastră să înceapă toată lumea să-și dea drumul fără, exact cum zicea domnișoara Ziza, să nu-i mai fie rușine. Sunt foarte mulți români care sunt și cunoscători de limba romanie. Noi, aparatul politic al subfilialei județului Dâmbovița, vreau să vă spun că am sprijinit chiar copiii de etnie romă care au învățat în școli, chiar și în licee, chiar și la olimpiadele pe care le-au avut copiii de etnie romă, atât în țară, chiar și în alte județe.